cât. Am de mult, n-am fost aici mai mult de jumătate de an, cred că, da? Da, posibil. Bună ziua, mă numesc Moș Alexandru Melnic. Cam de mult n-am fost aici, sunt probleme personale, mai sunt și mai ne îmbolnăvim, mai ne una alta, nu era nici organizat nici aici, chiar Oleg Bregă nu era. La și eu totdeauna am vorbit despre mizerie și mizerabil. Tema asta nu o să termine de grabă. Eu, în orice caz, nu o să o prind cândva când nu o să fie mizerie și mizerabil în țara asta. Nu o să prind asta. 30 de ani de mizerie și mizerabil, începând cu Lucinski, Voronin, Filat, Dodon, Plahotniuc. Așa, mizerie și mizerabil. Ne-a dus tot mai departe, mai departe. Am gândit odată că apogeul mizerabilității era Plahotniuc cu tot parlamentul atunci, guvernul, procuratura care a fost capturată. Tot era 100% capturat statul. Dar oleacă m-am greșit că când a venit peste jumătate de an, a venit Dodon, l-a întrecut pe Plahotniuc și pe Partidul Democrat. L-a întrecut. Așa, cel mai mizerabil parlament, înțelegi, nu a mai fost decât în lumea. Poate ar mai fi, nu știu, Doamne, ferește să fie, dar asta că Dodon cu Tauber și cu Regina Apostola, ăștia trei hotăresc aproape stare de război în țară. Dacă vreau, fac război, dacă nu, starea de urgență. Clar că aveau ăștia, socialiștii, un număr de voturi și le mai trebuiau vă două, pe Maria Tauber și pe Regina Apostola și poate să hotărească tot. Înseamnă Marina, că, doamna primar, ai da, grijă cum grei. Da, nu are însemnătate. Noi, cetățenii care trăim în țara asta, trebuie să știm un singur lucru, cel puțin măcar, că aici e buba noastră, parlamentul. Parlamentul hotărăște tot. Mai înainte, dacă era în Rusia Petru I și la noi aici, ăsta, Ștefan cel Mare, care una, două, tăie capul. Petru era Dimitrie Cantemir, nu Ștefan cel Mare. Nu, n-are. Tăie capurile. Acum avem parlament. La noi s-o 101 Ștefănuț, sau la Rusia acolo s-o 500 de Petruț, care hotăresc tot. Și gata, mai departe, nu-i nimeni. Noi nu alegem nici procurori, nici judecători, nici Curtea Constituțională. Noi n-are treabă nicăieri. Deci, parlamentul răspunde de tot ce se face în țara asta. Și de aceea noi trebuie să fim tare atenți când votăm, când alegem acest parlament. Și acum, dacă parlamentul ăsta spune iar că ăstea, da, am vrut să spun că apogeul și ala, am greșit că nu a fost atunci, dar când a fost Dodon. Mihai Eminescu parcă s-a uitat în cărți, în viitor, și a spus 100% cum este. Spuma asta învelinată, asta plebe, azi gunoi, care a ajuns să fie stăpâni pe țară și pe noi. Iată, această spumă a fost la cel mai mare nivel în parlamentul ăsta. Spuma asta cu Tauber și cu Regina Apostol și cu Dodon. Și deja alegerile din 11 iulie au arătat că totuși oamenii nu s-au săturat de mizeria asta. Caută cum să iasă din tren, să știți. Și toți s-au înțeles, au ajuns la concluzia aceea că dă să votăm un partid, înțelegi, care poate ne scoate. Adică nu un partid, dar trebuie de votat. Și blocul acum, înțelegi, trebuie să fie acolo. Eu, într-un discurs de neu de asta, am mai spus că am numit proști și pe PAS și pe Demnitate și Adevăr, fiindcă nu s-au unit, înțelegi. Noi, ei să fie unit împreună, noi aș avut acum parlament cu majoritate constituțională. Nu, 2-3% au avut ăsta, 3,5% au avut Năstase, acolo când se mai adaugă, nu știu și. Dacă nu era chiar, când era, două partide, era aproape, mai mare. Era aproape. Ia mai puțin PAS dacă era cu... Nu, cum? Cum? Nu, cât a luat PAS-ul și
aici sunt alți oameni care au votat 35%. Deci aritmetica e simplă, înțelegi? Aici 35% trebuie și împreună cu aceștia, înțelegi? Și la urmă, când se mai face rectificarea aceea, ajungem la cât trebuie acolo. 70% sau 70 de persoane sau cum. Mai scurt, nu s-a făcut. Și învinuiesc pe ambele partide, dar sigur că în primul rând pe Demnitate și Adevăr și nu pe Demnitate și Adevăr, dar pe Andrei Năstase. Nașit, istoria ne-a arătat. Roșca a dus de râpă partidul, Ghimpu, clownul Bonjour Maman, a dus de râpă partidul, Filat a dus de râpă partidul, nu, și iar, și Voronin a dus, și aproape toți șefii și Năstase, practic, au dus de râpă partidul acesta, care Demnitate și Adevăr. Da, fiecare pe al lui. Fiindcă el nu s-a purtat serios, el cam o leacă zâmbe, viclinește acolo și dincolo crede că gata, este buricul pământului, că el a fost asta pe piață, dar și alții nu au fost, aici un milion care au votat pentru PAS și nu au fost pe, la Piața Mare Adunării acolo, la proteste, nu au fost sau și. Numai vouă, cum vă... Nu știu cuvânt și ala acum. Credeți că numai voi ați fost acolo și ați dobândit ceva. Nu, întrebarea așa e, cum să facem noi mai departe să nu facem prostii de astea? Ia că am s-o evit Tarlev s-o evit și chiar că eu am să-mi fac partid. Iară să ne împărțim, dar, dragilor, înțelegeți? Iară să ne împărțim. Dar cine să-l voteze? Da. Neamurile, da, lui? Nu, cine n-a votat, dar încă o dată, 2%. Eu nu știu cât a luat aurul, câte procente a luat, știi? Dar și face el și cum se poartă obraznic. Acum, acest Bilevski, critică la dreapta și la stânga, critică TV8, înțelegi? Pe Gonța acolo, da, poate Gonța e vinovată, dar TV8 nu ai și scoate, că nu critică nici în TV, nici Accent TV și mai scurt public acolo, nu scrie nici oameni, parcă nu sunt acolo, nu vorbește nică, vrea TV8, dar TV8 cât el e de rău, dar ne-a adus mult adevăr acolo, mult adevăr și acum ne-a adus și zi de zi, dacă n-aș și TV8 și Jurnal TV, n-avem și ne uita. Și voi sunteți așa politicieni, mai la aur acolo mă refer, la aur, la ăștia care cu România, înțelegi, unirea cu România, uniți-vă odată, înțelegi, și găsiți un om, o persoană, dar mai multe, deștepte, înțelepte, care să vorbească omenește, să vedem că sunt competențe, să vor ceva, să facă ceva, dar asta e vorbe goale, nu puteți uni, înțelegi, măcar, nu știu, cât să acolo. Fiecare e un neonist, dar vrea numai el să știe la putere, înțelegi, acolo, cumva în felul ăsta. Așa este. Dar și mai vorbesc o dată de trei ramuri ale puterii. Desigur că eu mai vorbit o dată și cândva, dar lucrul ăsta, el permanent trebuie de vorbit. Că aceste trei ramuri ale puterii, ele dacă chiar sunt independente, dar nu sunt chiar egale, poate. Că Parlamentul, încă o dată, Parlamentul primul e ales de popor și Parlamentul are de-a face sau face legi și încă le controlează. Acum legi noi avem multe. Dacă Parlamentul s-ar ocupa numai de controlul legilor care sunt acum aia, noi ne-am ridicat la alt nivel de trai. Cu controlul să ne ocupe, dar aici tot strigă că nu trebuie, că nu știu ce, de ce vă vărâți acolo. Deci, Parlamentul are dreptul, încă o dată, chiar și în lege se scrie că procurorul general vine în Parlament și își dă darea de seamă o dată în an sau de două ori pe an, de atâtea ori când, dacă o greșit, dacă vedem că el dă câștig de cauă hoților, păi, știu, lună, două și afară, înțelegi, din lucru. Asta e problema, că până când noi, cât de juriști nu sunt împrejur, mari și mici, dar lucrul ăsta nu-l înțeleg sau nu vor să înțeleagă, intenționat, că tot răspunde Parlamentul, nu răspunde procurorul, nu răspunde nici așa de la emisiune, nici cârnați, nu răspunde de aceea și se întâmplă, Parlamentul răspunde și acolo noi am să cerem de la Parlament, și el are tot dreptul încă o dată.
să controleze și să verifice și să pui oamenii săi. Deci că iaca, acum aud că socialiștii spun că iaca capturează statul ăsta. Capturează, Maia Sandu capturează. Băi, când l-au capturat Plăhătniuc, noi am văzut că fură miliardul, unii s-au dus, unii și, dar acum cine? Radu Marian capturează. Cine capturează, nu? Unii hoțul și al mare, unii îl găsiți voi acolo, aibă, știi? Aibă, chiar că au trecut pe aici, prin parcul Căruciorul, cu copil printre oameni. N-am înțeles. Sau alaiba, cine? Da, da, da. Dar cine capturează? Așa că, stimați cetățeni, nu știu, la mintea socialiștilor ajunge și aici spun eu acum, nu știu, dar la dumneavoastră, stimați cetățeni, care vă uita, mai știu eu, trebuie să înțelegem că și eu spun prostii, dar nu așa, dar n-am cuvinte cum să le spun cine să iei acolo ai, spunând lucrul ăsta. Voi ați venit la guvernare în opoziție, voi trebuie să ajutați ca țara să vie, să prospere, să ieșim din mizeria asta, să prindem hoții, dar singuri și fac socialiștii. Ei nu au votat legea asta, sau nu legea, convenția aceea a europenilor că, contra violenței în familie, și nu, dar lor le place violența în familie. Ei nu au votat legea de ANI, că ANI să aibă dreptul, înțelegi, să controleze nu numai pe judecător, dar și pe concubina lui. Melniciuc ne arată povestea asta cum de-am câți ani acolo controlează și de controlat acolo. Și se vede la o poștă că ai luat bani de undeva nelegitim, înțelegi, ți-ai construit așa și așa. Și te răgânăm noi atâta, așa? Mai scurt,